să rezolvăm ecuația binomă x la 3 minus 1. Reamintim că ecuațiile binome sunt ecuațiile de formă x la n minus a e 0, cu a număr complex și n un număr natural mai mare sau egal decât 2, iar acestea se rezolvă printr-un algoritm bine determinat. Primul pas va fi să scriem numărul a sub formă trigonometrică, eventual trigonometrică redusă, a e rho pe lângă cos de teta plus isin de teta, cu rho mai mare decât 0 și teta între 0 și pi pentru formă trigonometrică redusă. Iar al doilea pas este să scriem efectiv soluțiile, acestea având forma radical de ordin n din rho pe lângă cos de teta plus 2 k pi pe n plus isin de teta plus 2 k pi pe n cu k de la 0 la n minus 1. Ecuația are gradul n, prin urmare de la 0 la n minus 1 vom avea n rădăcini complexe. Și atunci, hai să rezolvăm ecuația x la a 3 minus 1. În primul rând, trebuie să-l scriem pe minus 1 sub formă trigonometrică redusă, minus 1 fiind 1 pe lângă minus 1 plus 0i. Știm că modulul lui minus 1 este 1, nu? L-am dat deja factor comun forțat. Și atunci, cum minus 1 e cos de pi și 0 este sin de pi, minus 1 se scrie sub formă trigonometrică redusă, 1 pe lângă cos de pi plus i sin pi. E formă trigonometrică redusă, pi ia valori între 0 și 2pi. Și atunci, întrucât am identificat modulul, argumentul redus și numărul k, putem să aplicăm formula care ne dă soluțiile acestei ecuații, și anume zk pentru k de la 0 la 2 va fi radical de ordin 3 din 1 pe lângă cos de argumentul este pi, pi plus 2 k pi pe 3 plus i sin de pi plus 2 k pi pe 3. În formula de aici, din dreapta, am înlocuit n cu 3, rho cu 1 și teta cu pi. Și atunci să detaliem. Pentru k egal cu 0 avem z indice 0, radicalul va fi întotdeauna 1, deci vine cos de pi plus 2 ori 0 vine 0 pi pe 3, deci cos de pi pe 3 plus i sin de pi pe 3. Pentru k egal cu 1 vom obține pi plus 2 pi pe 3, adică z1 va fi cos de pi plus 2 pi pe 3 plus i sin de pi plus 2 pi pe 3. Iar pentru k egal cu 2, z2 este cos de pi plus 2 ori 2 face 4 pi pe 3 plus i sin de pi plus 4 pi pe 3. Și acum putem chiar să calculăm rădăcinile. Prima rădăcină e cos de pi pe 3 plus i sin de pi pe 3, deci vine 1 pe 2 plus radical din 3 pe 2, i. A doua rădăcină, pi plus 2 pi pe 3 face pi și atunci va fi cos de pi plus i sin de pi, adică minus 1. Iar a treia rădăcină e cos de 5 pi pe 3 plus i sin de 5 pi pe 3. Pentru a calcula cos de 5 pi pe 3 și sin de 5 pi pe 3, vom folosi formulele de reducere la primul cadran. Sau, după cum am făcut în cursul de trigonometrie pentru clasa 9, vom reprezenta 5 pi pe 3 pe cercul trigonometric. Pornim, evident, de la reprezentarea lui pi pe 3 pe cercul trigonometric, pi pe 3 având cosinusul 1 pe 2 și sinusul radical din 3 pe 2. Și atunci, simetricele lui pi pe 3 față de axe și față de origine vor fi 2 pi pe 3, 4 pi pe 3 și 5 pi pe 3. Ceea ce înseamnă că 5 pi pe 3 are cosinusul egal cu cosinusul lui pi pe 3, adică 1 pe 2, și sinusul minus radical din 3 pe 2, adică opusul sinusului lui pi pe 3. Și atunci putem să înlocuim cosinusul de 5 pi pe 3 cu 1 pe 2, sinusul de 5 pi pe 3 cu minus radical din 3 pe 2 și obținem că z2, a treia soluție, e 1 pe 2 minus radical din 3 pe 2i. Și atunci cele trei soluții ale ecuației date sunt minus 1 și 1 plus sau minus i radical din 3 pe 2. Soluțiile imaginare sunt conjugate una alteia, deoarece ecuația noastră avea coeficienții în mulțimea numerelor reale. Pentru exersare, vă propun să rezolvați cea mai cunoscută sau cea mai întâlnită ecuație binomă, și anume x la a treia egal cu 1. Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube Mate cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes!